Ce faceți, oameni dragi? Bine ați revenit pe acest canal. Pentru astăzi facem un haul Shein. Știu că am mai postat unul cu câteva vloguri. Astăzi facem un clip exclusiv despre comanda pe care am dat-o. E destul de măricică, sinceră să fiu. Sper să vă placă și sper să nu vă sturați de fața mea prea curând, pentru că pe luna martie mi-am propus să postez două clipuri, așa că țineți-mi pumnii să reușesc. Pentru mine este o adevărată provocare, având în vedere că am și pe micuță și alte lucruri pe lângă. Este o provocare să postez două clipuri pe săptămână, dar vreau să încerc să fac un experiment pe această lună, să văd dacă reușesc. Pentru luna martie o să ne vedem joi și duminică, de la ora 5, ora Angliei și ora 7, ora României. Tot timpul mă încurc. Mintea mea este în toate direcțiile momentan, așa că nu mă luați prea mult în seamă. Nu vreau să mă lungesc cu introducerea. O să vă las toate linkurile în descriere, de fapt codurile. O să vă las codurile în descriere dacă vă tentează ceva, să puteți să găsiți ușor. Și cam asta este cu introducerea. Hai să începem cu produsele. Sunt și multe lucruri amărâte în această comandă, lucruri mici de care aveam nevoie și nu știu dacă o să vi le arăt neapărat. De exemplu, agrafe pentru păr, agrafe din acestea. Nu știu dacă și are rostul să vi le arăt chiar de toate, adică sunt niște nimicuri neinteresante. Vreau să vă arăt că mi-am luat make-up, mi-am luat bijuterii, mi-am luat niște haine. Astea vreau să vi le arăt, care sunt mai interesante și poate vă tentează și pe voi. Uitați, și asta este o chestie micuță pe care am luat-o pentru Ashley. Am mai avut o treabă de genul și a plăcut super mult, numai că, nu mai știu, odată când au venit mai mulți copilași la noi, au călcat pe ea și s-a rupt. Deci este un fel de tabletă pe care poți să desenezi, adică nu e electrică sau ceva. Ai creionul și poți să faci tot felul de desene pe ea și apeși pe butonul aici și se șterge. După cum am zis, i-a plăcut super mult treaba asta. Ultima oară o luasem de pe Amazon această tabletă, evident că atunci nu m-am gândit să mă uit pe Shein. Am luat-o de pe Amazon că voiam să-i găsesc ceva de genul să o distrag când mai mergem cu mașina. Am dat-o vreo de bani pe Amazon, dar acum am găsit-o pe aceasta pe Shein și am mai dat comandă de încă una. Ce avem aici? Cred că asta este un porfard pentru medicamente. Mă rog, este un mini porfard. Simpatic. Zice că e pentru medicamente. Acum o să văd pentru ce îl folosesc exact. Are mai multe buzunărașe. Mi se pare super practic. Am vrut să-l iau în primul rând să-l am în geantă sau în mașină. Cred că o să-l pun în mașină totuși, pentru că am o groază de medicamente și prin mașină, în caz de urgență, le-am acolo, dar sunt aruncate. Sunt aruncate pe acolo, prin mașină, și vreau să le organizez un pic, așa că asta o să fie minunată. Mai avem aici un porfard sau un penar mai degrabă. Nu știu dacă o să-l țin pentru mine sau o să-l dau lui Ashley să-și pună creioanele, cariocile. Da, momentan trebuie să revină la forma la care era. Cam așa arată. Este transparent cu floricele. Mi se pare super simpatic. Să vedem acum la ce îl folosesc. Îl luasem tot așa pentru călătorii, pentru tot felul de lucruri, dar cred că o să-l dau ei. M-am gândit să găsesc și o metodă să îi strâng toate cariocile, pentru că aduna la carioci și la creioane și stau împrăștiate prin sertărașe, prin dulăpioare și mă scot din minte, așa că cel mai probabil o să folosesc asta pentru creioanele și cariocile. Am mai luat o lampă din asta UV sau LED pentru unghii. Mi-am luat tipsuri pentru unghii, pentru acrigel, pentru că am observat că asta este cea mai bună metodă pentru mine, care nu sunt vreo pricepută. Asta e cea mai bună metodă pentru mine ca să pot să-mi aplic unghiile și am văzut că funcționează mai bine când ai o lampă de genul, ca să poți să usuci un pic și pe urmă bagi în lampă toată mâna. Sper să funcționeze acum, să vedem. O să vă țin la curent. Probabil dacă sunteți cu unghiile și așa, clar vă pricepeți mult mai bine ca și mine. Eu sunt în continuare o începătoare, cu toate că fac unghiile de o groază de vreme, dar sunt total pe din afară de multe ori. De când voiam așa ceva, de câte ori mă spăl pe față și mi-aplic toate gelurile de curățare și măștile și de astea și vreau să le curăț, uite așa mi se scurge apa pe mâini și am văzut treburile astea și la Emma și la mai multe fete că sunt minunate ca să nu ți se mai scurgă apa pe mâini atunci când îți faci rutina de îngrijire și am vrut și eu neapărat niște treburi dintre astea. Foarte interesant, așa-i? Încă o bentiță. Asta mi se pare micuță, sinceră să fiu, cu toate că e destul de moale și nu pare să strângă. Mi-a plăcut mult că are sclipicelul acesta și are și niște dințișori. Asta îi plac mult mamei. Chiar am să o întreb, poate o vrea ea totuși. Pentru mine mi se pare destul de mică. Am mai luat niște
ca un fel de broșe, să le zic eu așa, niște pinuri. Am tot felul de rochii un pic mai decoltate și care nu am cum să le prind, pentru că un act de siguranță s-ar vedea destul de urâțel. Am luat niște treburi dintre astea, care arată drăguț. Sper să funcționeze, să se vadă frumos și să nu strice prea mult materialul rochii, dar n-am ce să fac efectiv la unele rochii. Efectiv n-am cum să le port pe unele, nu am cum să le prind, mă enervează că se văd mult, mult prea decoltate. Mi-am luat și bandă din aceea dublu adezivă să pot să prind frumos rochia, să nu zboare pe aici, pe acolo, dar la unele nu prea merge cu banda adezivă și cel mai bine ar fi să le pot prinde cu ceva. Așa că am încercat să găsesc o soluție, le-am găsit pe acestea, acum sper să se vadă și ok. Am și uitat când am luat o agendă. Am luasem acum ceva vreme de pe TikTok Shop, mi-am luat un planner pentru buget, strict pentru buget, acesta, care are deja paginile scrise și tu doar completezi ce trebuie, îți pui lista de cheltuieli, de facturi și așa mai departe. Upsi. Dar v-am zis, acesta este strict pentru buget. Nu poți să scrii altceva în el, că nu ai unde. Și aici mi-am luat un planner. Este un planner pentru fiecare săptămână. Mi s-a părut foarte interesant. N-are date, are loc aici sus, unde se scrie săptămâna nu știu care. Să pui tu datele în fiecare săptămână, în fiecare zi. Ai pe prima pagină frumos ce vrei să faci în săptămâna respectivă și apoi pe pagina cealaltă ai zilele de luni până în weekend. Poți să treci tu datele la fiecare zi și văd că așa e fiecare pagină, nu ai altceva, fix așa este, ceea ce mi se pare ideal pentru mine. Încă sunt fan bullet journal, dar nu mai am timp pentru asta, cu toate că mi-aducea plăcere, prefer timpul acela să-l petrec citind sau făcând altceva. Îmi trebuie o agendă care să fie gata anotată, eu doar să îmi scriu ce am de făcut. Asta pentru mine funcționează cel mai bine ca să mă pot organiza, pentru că mintea mea este destul de împrăștiată de regulă și sunt destul de amețită. Îmi doresc să fac foarte multe lucruri și sunt super motivată și agitată și mă copleșesc câteodată. Și cel mai bine funcționează pentru mine să trec pe hârtie tot ce am de făcut și la sfârșitul zilei să am un moment din acesta de relaxare și să șterg frumos de pe listă tot ce am reușit să fac. Pentru mine este și ceva terapeutic, dar este și ceva care mă motivează. Așa că am preferat să recurg la această metodă. Am găsit și agenda asta super drăguță pe Shein și am zis, hai, de ce nu? Sunt foarte multe, peste tot. Sunt și pe Amazon, sunt și pe Etsy. Pe tot felul de site-uri sunt astfel de agende, așa că dacă și voi sunteți la fel ca și mine, asta mi se pare cea mai bună metodă ca să te ții de treabă. Și dacă tot mi-am luat agenda, mi-am luat și niște pixuri drăguțe. Nu e ca și cum nu am pixuri, dar Rosalie, așa, Rosalie Movuli, mi se pare atât simpatice. Sper să scrie și bine acum, să vedem. Aici am luat niște jucării pentru baie. Sunt niște învârtitoare, nici nu știu cum să le zic. Sunt mai mult pentru bebeluși. Când a fost micuță, i-am cumpărat niște astfel de jucării, dar am luat pe la grădiniță, nu știu ce s-a întâmplat cu ele, că au dispărut. Efectiv au dispărut și am zis să-i mai iau ca să o mai distrag. Deci tot încerc să găsesc metode să o distrag atunci când o spăl pe cap, pentru că este dezastru, nu vrea să stea cu capul pe spate, să o pot spăla, să o plătesc pe cap. Așa că m-am gândit să-i găsesc niște jucării din astea, să le lipesc undeva mai sus așa pe faianță și să joace cu ele în timp ce eu o spăl pe cap. Este un set de 3 astfel de rotitoare de astea. Cred că una o să o las în mașină să o distreze. Este destul de măricică, astea sunt mai bune pentru copii micuți, pentru bebeluși. Acum sper totuși să funcționeze la ea cât de cât. Am ales aici o cârpiță de șters geamurile. Tot caut metode să șterg geamurile să fie cât mai perfecte, fără duni. Și am văzut că multă lume folosește astfel de cârpițe și sunt minunate pentru a șterge perfect geamurile. Am luat și una să văd de probă. Și am ales o cârpiță pentru șters argintul. Azi mai multe aici. Mai multe într-una. În orice caz, stai cu ea asta că funcționează. Da, funcționează, mă, că se ia ceva pe ea. Și abia aceea vine el ăsta, dar e drept că m-am spălat pe mâini cu el. Bun, funcționează. Am luat un porfard. Mi s-a părut super interesant, pe care îl poți agăța și are aici mai multe compartimente. Mi s-a părut practic, mai ales că poți să-l agăți. Voiam de mult timp așa ceva, cel puțin am trecut când am fost în vacanță. Da, datorile care împrăștiate pe acolo și chiar mă gândeam ce bun mi-ar fost un porfart sau două pe care le pot agăța să nu mai stea împrăștiate peste tot și plus că ai acces mai ușor la ele. Am niște stickere pentru unghii reutilizabile cu care poți să-ți faci French. Poți să le pui așa pe unghie și să-ți rămână zona asta goală unde poți să faci modelul de French. Acum
Na, să vedem dacă o să funcționeze. Am înțeles că poți să faci, dacă ești nepriceput, și cu ștampila. O să încerc și cu ștampila. Am mai altă treabă de asta, să-mi curăț pensulele. Nu am niciuna. Am avut acum multă, multă vreme când eram în România. Da, este o treabă de asta de silicon pe care o pui în chiuvetă și îți speli pensulele. Da. Nu mai știam ce să stea. Am luat două perechi de ochelari micuței, rotunzi, cu formă din asta așa de pisică. S-au părut super haioși pe roz și pe alb. A, și mi-am mai luat niște tipsuri, dar nu cred că sunt prea extraordinare acestea, că sunt destul de curbate. O să văd dacă reușesc să fac ceva cu ele. Mai am unele care mi-am făcut acum unghiile și mi se par perfecte. Sunt așa mai slim, nu știu, îmi plac mai mult astea mai subțirele, mai finuțe. Să vedem dacă o să fie și acestea bune. Și mi-am luat niște stickere cu niște frunze așa, mi s-au părut simpatice. Bun, acum hai să vă arăt bijuteriile și apoi make-up-ul și hainele, pentru că astea mi se par cele mai interesante. V-am povestit și în vlogul în care am postat ultimul haul Shein despre bijuteriile din argint. Eu am pornit de la treaba aceasta pentru că în Anglia nu prea găsesc locuri cu bijuterii din argint la un preț decent. Pentru ei este ceva normal să dai, nu știu, 100 de lire pe un inel amărât din argint, care nici măcar nu are cine știe ce piatră prețioasă. Deci am un inel pe care îl ador. El la preț întreg era 90 de lire și l-am prins la reducere și am dat mai puțin. Dar tot am dat mult pe un inel de argint. Mă rog, este și Pandora, care știți ce prețuri are și așa mai departe. Deci sunt multe locuri dintre astea unde găsești bijuterii din argint, dar mi se par la niște prețuri enorme. În România mai găsești locuri cu bijuterii din argint superbe, care își merită tot banii, adică nu știu, nu sunt la suprapreț. Și tot am căutat să văd unde găsesc și eu bijuterii din argint mai ieftine. Înainte îmi cumpăram super multe gablonțuri. Nu mai am mai nimic din ei, pentru că în ultimii ani, pur și simplu, nu știu ce alergie am dezvoltat, mi se umflau urechile, mi se înroșau, mă mâncau de la cercei gablonți. Și am renunțat să-i mai port, efectiv am renunțat să-i mai port, i-am dat mai departe. M-am axat pe bijuterii care sunt din argint sau, mă rog, câteodată și aur și așa mai departe. Da, deci chiar funcționează treaba asta, l-am curățat. L-am curățat. Am câteva bijuterii din argint care s-au făcut săracele pentru că nu le-am mai purtat de multă vreme, s-au făcut super, super urățele. Și chiar o să pun în funcțiune cârpițele acestea, să vedem cum le curăță. Ideea este că pe Shein am găsit o groază de bijuterii din argint și super frumoase, super, super frumoase. În vlogul trecut v-am arătat că am luat acest inel pe care îl port și acum cu floricele, care este identic cu un anumit inel de pe piață. De fapt, sinceră să fiu, l-am văzut la mai multe magazine, nu numai la Pandora, l-am văzut la mai multe magazine și mi-a plăcut la nebunie când l-am văzut. M-am bucurat că l-am găsit pe Shein. Mi-am luat o pereche de cercei în vlogul trecut și acum mi-am luat 3 articole. O brățară, niște cercei și un inel. Haideți să vă arăt cerceii mai întâi. Le analizez și eu mai bine. O, Doamne, cât de frumoși sunt. Mă uit să văd dacă nu are vreo piatră căzută, dar văd că sunt în regulă. Arată absolut superb. Absolut superb arată. Sunt tare, tare încântată de ei. Deci uitați cât de drăguț poate să fie. Cu inimioare aici pe margine și cu pietricele. Chiar mă bucur super, super mult. Îmi plac. Este o brățară din aceasta jumate cu perluțe, jumate ca un lanț așa. Chiar e super drăguță și îmi place. O să vină drăguță aici pe mână. De ceva vreme mi s-a pus pata din nou pe multe brățări pe mână și vreau să-mi fac aici o colecție de brățări simpatice și cred că o să vină super drăguț și asta pe mână. Să vă arăt și inelul, că aici asta trebuie să fie, că n-am luat altceva. Da, inelul este. Este chiar foarte, foarte drăguț. E aici prins la spate. Chiar îmi place super mult și se vede drăguț pe mână. E un pic mare pentru inelar. Dar mă rog, mi se umflă degetele atât de tare încât nu mai contează. Bun, sunt super mulțumită de ce am aici. Este o luptă la mine cu bijuteriile din argint. Deci am două site-uri aici pe care le ador. Au niște bijuterii absolut superbe, dar vă zic sincer, nu mă îndur să dau banii de cel mai multe ori. Adică pândesc acele site-uri ca să prind o reducere. Sunt câteva bijuterii pe care mi le doresc super mult de pe aceste site-uri, dar le pândesc să fie la reducere, pentru că așa la preț întreg nu mă îndur. Deci pe unul dintre site-uri, Misoma se numește. Este un inel
După care sunt total, total topită, dar nu, este 100 și ceva de lire. Cum să dai 100 și ceva de lire pentru... Nu-și merită banii, sincer, nu-și merită banii. Știu că este numele de acel site, dar... Hai să vedem make-up-ul. Să le deschidem împreună pentru că nu le-am deschis deloc. Avem ceva și la make-up. Avem accesorii și câteva produse în sine. Am aici niște bureței din aceștia de față pentru pudră. Sunt multe de-astea de make-up pe Shein, dar strict de Shiglem am auzit că sunt super bune. Ăștia la prima atingere mi se par minunați. Avem așa un set de pensule și o pensulă separată de fond de ten. Chiar e super, super mișto. Mi-au trecut multe pensule prin mână de-a lungul anilor și pot să-mi dau seama dacă este o pensulă nașpa sau o pensulă bună. Și cred că asta... La atingere, deci la atingere mi se pare atâta de fină și atâta de densă, cred că o să se aplice fundul ten minunat cu ea. Am să o spăl și am să o pun la testat mâine, cu siguranță. Are o gaură aici în mijloc, nu cred că o să fie minunată pentru aplicarea fardurilor cremă, cum ar fi blush, pentru că având găurica asta o să, vadă, o să se aplice cu găurică. Dar fundul de ten cred că o să fie minunat de aplicat cu această pensulă și are și o greutate perfectă pentru o pensulă. Chiar se simte calitatea la aceasta. Îmi place. O să vă țin la curent într-un vlog să le testăm. Momentan le deschidem. M-am machiat deja de dimineață și nu le testez acum, dar vă țin la curent. Să vedem și acestea. Da. La fel, aceeași greutate perfectă pentru o pensulă. Deci nu vine să cred. Jur că nu vine să cred. La fel de densă și la fel de moale ca și pensula de la Real Techniques. Să vedem acum cum o se comporte la spălat. Pentru că la prima spălare o să-mi dau seama dacă e cade perișorul sau nu. Să vedem și asta de ochi. E ce trebuie. Efectiv e ce trebuie. Trag de ea și nu-i sare puful. Este una care are un fir așa în ieșit în relief, dar nu iese. În orice caz. Momentan, așa la prima impresie, sunt cu gura căscată, efectiv. Abia aștept să le folosesc mâine. Efectiv, abia aștept să le folosesc. Pentru asta am dat comandă, sinceră să fiu, de make-up mă refer. Aceste două produse le-am văzut în multe, multe tutoriale de machiaj și la fete pe care le urmăresc de multă vreme, care fac clipuri despre make-up și ziceau cât de încântate sunt de acest produs. Dacă aș putea să le și deschid, ar fi minunat. Hai mă că îmi luasem cutter. Unde este cutter-ul meu cu morișor? Mi-am luat nuanța Love Cake. Îmi place ambalajul super mult de când l-am văzut la fete și îmi place și aplicatorul. Ia să vedem cum este pe viu. Deci mi se pare atât de haios și grăsust. Ia să vedem și nuanța. Vai cât de frumoasă este. Absolut genială nuanța. Se întinde frumos și are o nuanță așa foarte, foarte naturală. Îmi place. Ia să vedem și bronzerul. Sper că am nimerit nuanța. Blush-ul este nuanța Love Cake și acest contur lichid în nuanța Golden Sun. Vedem grăsuțul acesta cum este. Cred că este singurul contur pe care l-am nimerit cât de cât, pentru că majoritatea pe care le luam erau destul de închise pentru tenul meu. Dar ăsta cred că o să fie minunat. Absolut minunat. Am nimerit nuanța pentru că nu este atât de închis. Este chiar potrivit pentru tenul meu. Și mai am două produse, creioane de buze. Unul este nuanța 04, neutru. Este un pic închis, dar nu mă deranjează pentru că o să se potrivească de minune cu câteva rujuri pe care le am. Și este super cremos. O să mai zic că îmi place ambalajul, mai ales că se rotește și nu trebuie să-l ascut. Și să-l vedem și pe acesta, care este nuanța 525 Toasted. Le-am luat cam asemănătoare sau mi se pare mie? Cred că le-am luat cam asemănătoare, mergea și un roz. Sunt super asemănătoare, unul este un pic mai închis, e drept și mai cald, unul este mai rece și mai deschis. Mă rog, nu mă deranjează că oricum prin creioanele nude trec destul de repede, adică le consum, ca asta port cel mai des pe buze. Concluzia cu aceste produse de la Shiglem este că sunt surprinsă și plăcut surprinsă de ele, clar. Abia aștept să le folosesc. O să le folosim împreună la un vlog viitor, nu știu exact când o să fie acel vlog, pentru că o filmez în avans, să nu mă încurc în clipuri, dar ideea este că o să avem și un vlog în care
le testăm împreună. Bun, mai am să vă arăt treburile de îmbrăcat. Dacă ați văzut vlogul trecut, am luat această bluză tot de pe Shein, am spălat-o, s-a spălat super bine, este foarte confortabilă. Într-adevăr, am observat că este un pic transparentă. Nu este extrem de transparentă, dar este materialul subțirel. Dar nu mă deranjează așa de tare. Dacă pun ceva nude pe dedesubt, un sutien nude, nu e problemă. Am luat 3 chestii pentru mine, una pentru Ashley și am luat și o gentuță din acesta tip sac cu căpșunele. Am luat o astfel de gentuță pentru că nu mai car geantă de Pampers după mine. Cu toate că am un ghiozdan destul de mare, dar pe acela îl car când plecăm undeva mai departe și pun de toate schimburi, tot ce-mi trebuie pentru Ashley, mâncărică și toate cele, ca să am când plecăm într-o mică excursie, într-o mică expediție din aceasta de o zi, două și așa mai departe. Dar am vrut să am ceva și când mai merg cu ea prin parc, la pădurice, unde mai mergem noi, să am o gentuță în care pot să-mi pun un schimb, să-i pun ceva de mâncare, să pun ce mai îmi trebuie aici la mine și să nu le îndesc pe toate în geantă, pentru că am câteva genți, dar sunt destul de micuțe. Am genți din acestea tip poștaș așa pe care le port pe mine, cum ar veni, ca să nu stau să car o geantă în mână, pentru că trebuie să am grijă să alerg după ea. Tot timpul îndesc o groază de lucruri acolo și sunt burdușite gențile mele, sunt făcute varză. Așa că am zis că îmi trebuie o astfel de paporniță, o astfel de geantă. Este foarte drăguță, are și fermoară și pe dinăuntru este așa cu un material din ăsta care zice că e waterproof. Acum să vedem. Să vă mai întâi ce am luat pentru micuță. Am vrut neapărat să iau un pullover și pentru mine și pentru ea, să avem la fel, să purtăm împreună. Numai că n-am găsit chiar la fel. Pentru ea l-am găsit pe acesta roz cu floricele în relief. Foarte simpatic. Îmi place și culoarea. Bine, sper să-i placă și ei acum. Este roz. Nu ar avea de ce să nu-i placă. Ce măsură am luat? Cred că e destul de scurtuț, dar e din acesta cropped. Am luat măsura 5 ani. Și pentru mine am luat acest pullover. Vai, cât de drăguț este! Am luat pe acesta, care este roz deschis cu inimioare tot așa. Este relief. Croșetate, brodate, habar n-am ce. Croșetate sunt. Îmi place super mult. Chiar îmi place super, super mult. Oricum sunt înnebunită după astfel de pulovărașe, mai ales că noi aici nu prea avem așa călduri foarte, foarte mari, deci primăvara, vara, tot avem zile răcuroase și o să fie perfect tot timpul anului acesta. Am mai luat încă unul. Este asemănător, sinceră să fiu. Nu aveam nevoie de amândouă, ia să vedem. Chiar nu aveam nevoie de amândouă, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut și uitați motivul pentru care mi-a plăcut. Este cu căpșuni. Doamne, deci îmi place la nebunie! La nebunie îmi place. Dar este atât de frumos. Ai, de capul meu. Ok. Este superb. Este superb. Le-am luat... Ce măsură am luat aici? Am luat măsura L la amândouă. Și bine că l-am agățat deja. Deci acest inel este minunat cu floricele, dar se agață lucruri. Bine că mi-am dat seama la timp și nu l-am agățat prea tare. Dar este... Uitați-vă un pic. Deci uitați-vă un pic cât de frumos este. E un roz... O idee mai deschis decât celălalt, are năsturei altfel, dar în orice caz, mi se par superbe. Mi se par superbe și calitatea este, e un material grosuț. Cel cu inimioare este un pic mai gros față de celălalt. Și să vedem, mi-am luat încă o bluză în acest stil, cum este aceasta de pe mine și cum sunt și cele pe care v-am zis că le-am de la H&M. Și culmea, fix pe aceasta mi-am luat o M. Nu puteam să-mi iau și eu un L. Noroc că este destul de... e ok, o să fie ok. Asta este aproape identică cu cele pe care le-am de la H&M. Adică același, cam același croi. Mi se pare că celelalte sunt large la mânecă, din câte mi-am. În orice caz, este aproape același croi. Îmi place super mult cum îmi vine cu bluzele astea și îmi place că atunci când trântesc una pe mine, zici că am depus cine știe ce efort. Dar o bluză din aceasta cu o fustă sau o pereche de pantaloni cu niște blugi, vine atât de bine și îmi plac culorile acestea mai reci. Majoritatea pe care le-am luat acum în ultima vreme sunt în culorile acestea mai reci, așa, pentru că am observat că îmi stă cel mai ok cu ele. Este, pe cameră se vede un pic mai închisă, este un verde petrol, așa, nici nu știu cum să-i zic. Mă pricep să descriu culorile la fel ca și bărbații. Pentru ei sunt câteva culori și atât. Cam așa sunt și eu, de cele mai multe ori. Da, îmi place, materialul este moale. Chiar îmi place ce am nimerit de data aceasta. Dacă aș putea să-mi iau stilul acesta de bluză în toate culorile care îmi plac, mi le-aș lua pe toate.
Momentan am 3 în dulap, am și pe aceasta 4 și o am și pe aceasta. Mi-ajung. Cu toate că mai sunt 2-3 culori pe care aș vrea să le iau, momentan am mai mult decât suficient. Cam asta este cu ce am cumpărat de pe Shein. Aștept cu mare drag comentariile voastre, spuneți-mi dacă v-a plăcut ceva din acest clip, dacă sunteți interesați de ceva din ce v-am arătat. Sper că v-a plăcut acest clip și sper din suflet să vă placă că mă vedeți mai des pe YouTube. Cam asta este pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Vă aștept cu mare, mare drag și pe Instagram. Vă las aici username-ul. Cam atât pentru astăzi. Vă pup și ne vedem curând cu un alt clip.